genul programului Pamflet. Bun găsit din nou, doamnelor, domnilor, suntem la comentariul zilei, alături de mine în studio se află Sorin Avram. Bună ziua, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Am văzut împreună, consilierii PSD și-au aranjat prioritățile și consideră că una dintre ele ar fi să-i sprijine pe pensionarii suceveni și să facă în așa fel încât aceștia să aibă gratuitate sau măcar o subvenție pentru transportul local în comun. I-a năpădit grija de pensionari pe socialdemocrați? Scuzați expresia, ai tunde grija de multă vreme cu pensionare. Consilierii PSD poate doresc acest lucru și nu poate cu siguranță, însă ei n-au avut gură să spună. A venit domnul președinte și a spus, domnul președinte al organizației municipale, senatorul Ovidiu Donțu. Consilierii stăteau cu minciori în spatele domnului senator. Domnul senator a luat prin planul imagine și povestea cetățenilor municipiului Suceava câtă grijă are Partidul Social Democrat de ei, de orașul ăsta, de țara asta. Și evident, era inevitabil ca reprezentantul Partidului Social Democrat, un reprezentant de seamă, fiind vorba despre un senator, să nu atingă și problema pensionarilor, pentru că nu e așa. Avem alegeri îndată europarlamentare, sunt alegeri prezidențiale și Partidul Social Democrat trebuie să aibă ce să le aducă aminte pensionarilor. Printre lucrurile care le vor fi aduse aminte va fi cel legat de transport. Păi nu vedeți că noi PSD-ul v-am făcut reducere 50% pentru abonament. Însă banii nu-i aduce PSD-ul de acasă, deci nici domnul Donțu, nici tăcuții care veniseră la conferința de presă cu domnul Donțu, banii sunt din contribuțiile cetățenilor municipiului Suceava, indiferent de religie, sex, vârstă și ce mai fi. Și culoare. Date fiind relațiile dintre PSD și PNL, sunt șanse ca această propunere să treacă în Consiliul Local? Știm că USL deține majoritate. Da, dar cine, Alința, și-ar permite să ridice mâna împotriva pensionarilor? Pentru că dacă, Doamne ferește, îndrăznește cineva să spună că nu este de acord, atunci acel cineva este arătat cu degetul. Să spunem că PDL-ul consilierului s-ar opune acestui lucru, dar nu este rentabil nici pentru PDL, că urmează alegeri și pentru PDL, nu doar pentru Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat s-a afișat astăzi în conferință de presă, pe final de discuții legate de buget, pentru că și astăzi spunea primarul Ion Lungu, când am avut o discuție telefonică la radio, că urmau consilierii locali să vină cu propuneri referitoare la buget, o nouă ședință, o nouă întâlnire informală, ca să spun așa, între primari și consilierii locali va avea loc miercurea viitoare, pe 30 este votul care se va da pentru buget. Și PSD-ul a venit acum pe final să spună, uitați, noi cum venim către dumneavoastră, către așteptările dumneavoastră și inevitabil s-au aruncat și în brațele pensionarilor. Există o dragoste nebună între pensionari și Partidul Social Democrat care dăinuiește de mult, de când era doar și Ion Iliescu la începutul, și această dragoste s-a păstrat. Și focul acesta al dragostei existentă între socialdemocrați și pensionari, focul acesta trebuie menținut din când în când. Uh-huh. Adică el mai... ca o gură de oxigen. Nu, dar el mai bate vântul, Alința, mai bate vântul și poate să stingă focul dragostei. După o anumită perioadă de timp, ca în căsnicie, știți, mai vine să calci strâmb, ori doamna, ori domnul mai calcă strâmb și să ții unitatea aceasta, să ții familia PSD pensionar legată, tu trebuie să întreții focul acesta al dragostei. Bine, o dragoste urmă, din interes. Până la din urmă, interes. Categoria asta a pensionarilor face parte din apanajul social-democrației. Da. Ei sunt cei care chiar ar trebui să aibă grijă de pensionari. Absolut. Și este foarte bine că PSD are grijă, numai că, repet, n-aduce domnul Donțu bani de acasă și nici domnul Vârvara, tăcutul Vârvara, care este viceprimar. Acum, bun, să dea 50%. A fost o vreme în care era mai rău, în sensul că s-a dat gratuitate și au călărit pensionarii autobuzele, de le-au adus în halul în care sunt. Bineînțeles și cu contribuția drumurilor proaste și a lucrărilor făcute în bătaie de joc,
cu înlocuirea conductelor de apă rece și încălzire. Și cu autobuzele sunt praf acum, sunt praf și pentru că pensionarii au avut liber să se tragă cu autobuzele, aveau, n-aveau treabă, ei stăteau călare pe autobuze și le... Ei își găsesc treabă dacă n-au treabă și... Deci a fost și mai rău, s-a circulat gratis. Acum, eu nu sunt potriva pensionarilor, cu toate că s-ar putea crede altceva. Sunt de acord, domnule, dă o subvenție, dar nu fă abonament cu 50%, dă-le câte 10 călătorii la preț redus pe lună, fă-le pe an 100 de călătorii gratis, dar nu abonament, toată ziua, bună ziua, iar călărim autobuzele care așa, așa crapă. Oricum, înțeleg că nu toți vor beneficia de această subvenție, da, în cazul în care... Da, care păi și tocmai asta nu se știe. Pe ce criterii vor fi selectați cei care vor beneficia? Păi nu, este incorrect. Este incorrect. Sunt pensionari care au 20 de milioane. Eu nu zic că este o pensie mare, dar în comparație cu salariile care sunt, e o pensie uriașă. Sunt oameni care fac naveta zilnic, care trebuie, sunt obligați, care lucrează pe unde se mai poate lucra. Pe salariu minim și sunt obligați. Pe salariu minim. Și ei își plătesc biletele integral de autobuz. Și adică de ce să-i dăm pensionarului cu 20 de milioane de lei pensie să-i dea PSD-ul din banii sucevenilor, repet, din banii sucevenilor, să le dea subvenție și omului care lucrează, vai de mama lui, pe 2 lei și care stă de dimineață până seara sau cum stă el acolo și mănâncă un covric și se îmbolnăvește și pe frig și așa, care stau prin bazar și vând, eu știu ce mai fac, de ce omul respectiv să nu beneficieze și el de subvenție? Cum adică? De unde e șmecheria asta? Adică lucrăm numai electoral, facem totul numai pentru voturi, nu ne gândim și la alți oameni? Da, înțeleg, pensionarii sunt mai mulți, că sunt mai mulți decât salariații și pensionarii merg și votează cu PSD-ul, dar ne gândim numai la asta? Păi e cu atât mai trist că sunt mai mulți, pentru că e cu atât mai trist că sunt mai mulți, pentru că tocmai aceia care muncesc contribuie la bugetul din care se plătesc subvenții, deci, pentru pensionari. Este, nu e corect abordată problema, este sfidător pentru cetățenii care câștigă salariul minim și care trebuie să meargă cu autobuz și ei nu primesc subvenții și PSD-ul dă subvenții că vrea el, PSD-ul îți dea la pensionar ca să meargă să-l voteze, să iasă cât mai mulți europarlamentari, să câștige de la PSD cât mai mulți, câte 7.000 de euro pe lună, că atât este salariul de europarlamentar, bașca, bilete de avion, hotel de lux, bugetul aferent fiecăruia. Așa, buget la cabinetul europarlamentar, posibilitatea de a schema neamurile primarii partidului Moca la Bruxelles și alte mucăciuni. Și cu cât sunt mai mulți europarlamentari la un partid, în cazul nostru PSD, cu atâta se strâng mai mulți bani din cotizații. Că una e să dea pensionarul înscris la PSD 10 lei sau un leu, cât poate el să dea, și alta e să vină europarlamentarul PSD să decarteze 2000 de euro pe lună. Că dacă te-a făcut partidul europarlamentar, ea și cotizează. Despre asta este vorba pe scurt și pe lung. Și să înțeleg, potrivit raționamentului tău de la începutul discuției noastre, că ne putem aștepta la o avalanșă de astfel de propuneri populiste pe care nu le va contracara nimeni din frică de a nu-și îndepărta electoratul. Nu, asta o să treacă cu... Cu abonamentul o să treacă cu subvenția să treacă cu abonamentul, pensionar. Să vină și altele și altele. Și sunt pensionari și cu, am zis 20 de milioane așa, dar sunt și cu 30 de milioane, dar stai că ea cu 30 milioane o mașină nu circule cu da, dar o mucăială. Dar de fapt bine, dacă e o mucăială, de ce să nu le dă, nu le ia. Dar e bine, măcar să termine autobuzele mai repede și așa curg tablele de pe ele. Dar nu știu, PSD-ul are în plan să cumpere și autobuze noi sau rămân tot astea? Sau așteaptă să le termine cu electoral acum, cu pensionare, să le umple, să le crăcăneze, să le nu s-a pus în discuție treaba asta, nu s-a pus în discuție. Dar apropo de capacitățile noastre de a face una sau alta, iată că n-avem noi maidanezi strânși câți pot adapta nemții. Există varianta asta. Vor să adopteze, e bun că vor să adopteze. Proanima, care exportă câini maidanezi în Germania, este foarte bine. Nemții adoptă câini acasă. Dăm și noi acasă ceva la export. Măcar niște câini comunitari să dăm la export, e tot bine. Că dar înainte exportam conserve de la Facos, dar acum nici nu știu dacă mai există Facos. Și acum dăm câini la export, e bine că vine cineva să ia, numai că nu putem să-i strângem noi, nu? Da. Știi ca în aia povestea Leneșului, când era
da muieți ți-s poți magii. Așa știi ceva. Că, păi acum, dacă nemții ăștia tot să iei mari nemți și așa de iubitori de câini, să-și trimite și echipe să-i prindă. Și nu oricum, cu metode europene, civilizate, tranquilizante, bă, nu deci cu lațul. Doamna Doința Cocrișea se ocupă să le spună nemților, vreți câini? Să vă dați mari apărători ai drepturilor animalelor, să fiți voi mari șmecheri. Ia veniți și vi strângeți, bă, dar ce suntem noi, sclavii nemților? Păi noi suntem sclavilor, mă, să... Că așa strâng... ceva? Da, noi le strângem câinii și ei se distrează. Primul iau câinii, îi spală, le pun fundiție și ies cu ei prin parc și se distrează copiii cu ei și le fac prin păr. Da. Și câinii ling. Și ei pentru sclavilor. Fițe. Ei toate pentru fițe. Păi pentru fițe, știi? Și noi, poporul român, au să... Ne vindem să, țara. Să, noi avem treabă mulți. Trebuie să dăm abonament la pensionari. Dar noi avem altceva, nu avem de făcut decât să fim sclavii nemților. Dar ce suntem, mă, în 12 ani de sclavie, că tocmai ce am văzut filmul ăsta... Fiind sclav, mai urmează să vină nemții să ne biciuiască și să ne pună să alergăm, să strângem câinii și hârtiile de pe jos. Asta ar fi sclavie la maxim. Eu nu permit să vină nemții să strângă câinii, dar să ia pe toți. Să ia toți câinii, să facă lună prin oraș, să apuce vreo două lungi de salubrizare și de asfaltat și, nu, întâi să asfalteze, să facă un stadion nou, să le facă o echipă de fotbal și după aia dacă suntem mulțumiți de ce au făcut, le dăm și câini. Da, știi că mă gândeam, chiar era mil așa, tot în trendul ăsta. Săracii nemți, n-au urși, n-au mistreți, n-au lupi. Acum oameni răi. Constat că n-au nici n-au câini. Nu, păi sunt oameni deci, răi, săracii. Și zgârciți, pentru că probabil au doar câini de rasă, pe care trebuie să dea bani dacă vor să achiziționeze un. Nu, dar e și rece, adică... Și atunci... Adică vezi cum profită de pe urma noastră. Da, neamțul e rece, știi? Și câinele nu se atașează de neamț. Exact. Când la noi, dacă ești pe stradă, vezi câte 12 câini cum se atașează de tine, că ești om bun, știi? Asta e tot. Nu, este dincolo de faptul că râdem, glumim, nu se poate așa ceva. 150 de câini pe lună putem strânge. Ba, se poate. Avem 3 hingeri, din câte mi-amintesc. Bine, eu, la noi, în vară un material. La noi problema e că și câinii ăștia sunt cam jucăoși și ei nu stau, știi? Adică dacă strigează orele, nu vine. Păi sunt istețuci. Isteți? Ce să le faci? Păi de-aia vor nemții că sunt câini isteți, că altfel ei ar trebui să stea, că să le iei de coamă, să-l arunci în dubiță, da. Să-l duci la centru comercial. Totuși, există posibilitatea asta să evit soluția, nu ar trebui să facă primăria un efort, nu știu, să mărească efectivul de hingheri, în loc de cei 3 domni care lucrează acolo, să pună pentru o lună, două, trei, da, de unde, 20. Bun, dar de unde să iei? Că sunt puțin salariați, nici nu ai voie să faci angajări. Nu sunt oameni care au nevoie de un loc de muncă temporar? Mă, dar poate rezolvă PSD-ul, îi roagă cine vrea abonament. Păi la PSD, da. S-a făcut și declarația câinii. Da. Păi să facă asta, Cocriș. 50% pentru pensionarul simplu și pentru și pensionarul care pentru strânge câini, 100% abonament gratuit. Să facă PSD-ul asta și cred că uite, o variantă. S-ar prinde să strângă câini. Sorin Avram, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, comentariul zilei a ajuns la final. Sunt Alina Mihăiescu, la revedere!